ziua, domnul deputat Rămus Borza este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Borza, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere politic și nu numai. Coaliția de guvernare, PSD-ALDE, practic nu mai există. PSD a rămas singur la guvernare. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație? Acum, ca să răspund la prima remarcă a dumneavoastră, vremuri bune n-am prea traversat în ultimii 30 de ani. Tot timpul am fost cu sabie deasupra capului, o stare permanentă, o stare conflictuală permanentă, de râcă, de război fratricid, care evident demoralizează, demobilizează masele. Cred că ar trebui să îngropăm secura războiului, să încercăm altă abordare, mult mai constructivă, mai onestă, mai pașnică. Trebuie să vorbim de complementaritate în toate aceste dispute politice. Cei mai buni să guvernezi, dar în primul rând cei care vin cu soluții reale pentru problemele reale ale românilor și ale țării. Nu probleme închipite, ai văzut această dispută sterilă de mai bine de 3 ani de zile pe justiție. Chiar și astăzi am închis sesiunea extraordinară și am votat în unanimitate raportul pe respingerea legii grațierii și amnistiei. În fine, nu știu dacă trebuia neapărat să facă... O decizie care oricum era luată... Era apă de ploaie. Dar, vezi tu, arată și lucrul ăsta o anumită încrâncenare, o anumită înverșunare. Trebuie să înțelegem. Eu sunt avocat de profesie. Că chiar și infractorii sunt oameni, nu sunt animale. Și trebuie să mai acceptăm încă un lucru. Condițiile de detenție din România sunt inumane, sunt medievale, sunt degradante. Lucrul ăsta l-a constatat CEDO prin peste 1000 de decizii de condamnare a României. Inclusiv, vezi, tot tapajul, discuțiile astea interminabile pe legea recursului compensatoriu n-a fost inițiată de PSD, a fost inițiată încă în 2016 de ministrul Prună din guvernul tehnocrat Cioloș și ca o necesitate, ca un răspuns până la urmă la solicitarea imperativă a Comisiei Europeane a unui interdeschidea acțiune de infringement și a celor peste 1000 de decizii ale Curții Europene ale Drepturilor Omului. În fine, hai să terminăm. Le-am respins, o să respingem și legea recursului compensatoriu. Evident, nu mai e o prioritate și nici nu trebuia să fie o prioritate modificările la codul penal, codul de procedură penală, deși înțeleg și aici că a existat o rațiune. Toate aceste abuzuri ale unor procurori care au fost devoalate de către voi, cei din presă în ultimii 3-4 ani de zile și care sunt incalificabile cu statutul de stat de drept, cu acest principiu care guvernează un stat de drept al separației puterilor. Ori justiția trebuie să fie una dreaptă, trebuie să fie una justă, trebuie să fie una echitabilă. Din păcate am asistat și n-am prea avut reacție, vorbesc de societatea civilă, la aceste erori judiciare și nu au fost puține, la aceste abuzuri incalificabile și care a trimit undeva în urmă cu 50-60 de ani, am aplaudat germenii unui stat represiv, a unui stat polițienesc, a unei republici a procurorilor. Și sigur că de aici toate derapajele și toate excesele. Procurorul și cu atât mai mult judecătorul ca magistrat trebuie să aplice legea, dar trebuie să o aplice cu bună credință și cu umanism, pentru că asta caracterizează legislația penală. Noi judecăm oameni și nu cartofi. Și aici vorbim de destine, de vieți, e o chestiune mult mai complicată când ai în mâini viața unui infractor, om și el. În fine, dar sper să epuizăm această interminabilă polemică și să ne concentrăm pe problemele care într-adevăr preocupă societatea românească și să găsim teme care într-adevăr rezonează și să încercăm să venim decidenții politici cu proiecte de țară. Noi nu avem o perspectivă nici în ceea ce privește ca orizont de timp 2020. Toate țările din lume au planuri pe 5 ani, pe 10 ani, pe 50 de ani. De-aia prosperă. Pentru că și-au fixat un azimut. Mă, în ăștia 10 ani dezvoltăm agricultura. În următorii 5 ani, industria construcțiilor de mașini. În următorii 20, infrastructura de transport. Mă, au acolo niște repere. Și evident, prioritizează și resursa financiară și resursa umană și se țin de un calendar, de un grafic. Noi nu avem nimic. Ori becăm, nu vezi și legea bugetului de stat o peticim de 2-3 ori într-un an de zile. Trebuie să venim să abordăm mult mai așezat aceste lucruri, mai ales trebuie să pregătim țara pentru criză. Nu vreau nici pe departe să fiu cavalerul apocalipsei, dar spun de vreo 2 ani de zile, fraților, nu o să curgă la infinit doar lapte și miere pe Dâmbovița.
Deja suntem la finele unui ciclu de creștere economică de 8-9 ani de zile. Avem atâția avertizori ai crizei și de peste ocean. Uite-te la tot ce înseamnă Wall Street săptămâna trecută. Cei trei indici bursieri, Nasdaq, Standard & Poor's și Dow Jones, sunt în cădere cu până la 7%. Uite-te la Germania, este cea mai mare putere economică a Europei, o țară cu un PIB de 3.400 de miliarde de euro, care în trimestrul 2 a închis cu minus și toți analiștii, e aproape o certitudine, toți analiștii se așteaptă ca și trimestrul 3 să fie pe minus. Asta înseamnă că cea mai mare putere economică a Europei intră oficial în recesiune la sfârșitul lunii septembrie. Italia este o altă economie importantă a Europei în recesiune și criza politică din Italia altă, similară cu cea din România. Un guvern care deja, un guvern demisionar, primul ministru Conte și-a depus mandatul. Războiul comercial dintre Statele Unite și China a zdruncinat practic prima și cea de-a doua economie a lumii. Statele Unite un 0,2% doar creștere economică, vorbim de o țară cu un PIB de 18.000 de miliarde de dolari. China a raportat cea mai mică creștere din ultimii 17 ani. În Statele Unite, că tot vorbeam, Fed-ul, Banca Federală, Rezerva Federală a Statelor Unite, pentru prima dată din 2008 încoace, deci pentru prima dată după 11 ani, a făcut un lucru care este evident pentru orice analist, și anume a redus dobânda de politică monetară, dobânda de referință. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat în 2008 când a venit criza. Deci asta este confirmarea, deci este confirmarea fără echivoc că vine. Și noi ne îmbătăm cu apă rece, umblăm doar prin... Dar cum ar trebui să ne pregătim? Că spuneați că trebuie să luăm măsuri. Umblăm, da, doar ce cu anume ar trebui să mesaje faci și comunicate triumfaliste, creștere de 4,8%, indiscutabil. E un 4,8%, doar că e o golită de conținut. E o creștere nesănătoasă, bazată preponderent pe consum și pe importuri. Anul ăsta o să aruncăm iarăși în nori deficitul de balanță comercială. După ce anul trecut am comisionat un record de 15 miliarde de euro, ne ducem în 17 miliarde de euro pe deficit de balanță comercială. Deficitele bugetare le știți deja la 6 luni de zile, un record și ele, 20 de miliarde de lei, asta înseamnă 1,9 din PIB, față de 14 miliarde de lei, respectiv 1,4% din PIB anul trecut la 6 luni. Un alt indicator pe care îl ignorăm, valoarea depozitelor nerezidenților în România s-au redus alarmant. De la 2,6 miliarde de euro la 30 iunie anul trecut, dar doar 700 de milioane de euro anul ăsta. Cu alte cuvinte, și-au tras 1,9 miliarde de euro din băncile românești. Adică, băi, vine criza, golim conturile că România e instabilă și imprevizibilă în vremuri de criză. De ce? Pentru că noi nu avem precum Polonia sau Ungaria excedente. Noi suntem campionii deficitelor. Deficite de cont curent, deficite bugetare, deficite structurale. La fel și investițiile străine directe sunt cu 15% mai mici pe primul semestru din anul ăsta față de anul trecut. M-ai întrebat ce să facem. Păi, în primul rând, să terminăm cu populismul ăsta în ceea ce privește administrarea resursei bugetare. Să mai punem stop la tot ce înseamnă creștere salarială, creștere de venituri într-un cuvânt, creștere de pensii de ajutoare, de indemnizații, etc. Să mai lăsăm bani și pentru investiții. Doar investițiile, restructurarea bugetară e o prioritate. Vorbesc tot timpul de cele trei mari găuri negre ale bugetului de stat. De departe, administrația este cea mai mare gaură neagră în care aruncăm în fiecare an 35 de miliarde de euro. Înțeleg, dragii noștri privitori, 35 de miliarde de euro în fiecare an se aruncă într-o gaură neagră. Asta înseamnă administrația. În ultimii 11 ani de la glorioasă integrare în UE, am prăbit 250 de miliarde de euro în administrație. Rezultatele? 2/3 din satele țării fără asfalt, canalizare, apă curentă, gază. România secolului 21, o țară europeană care iată a asigurat și președinția Consiliului Uniunii Europene, este caracterizată, poate fi recunoscută ca țara celor 10.000 de kilometri de drumuri de pământ, ca pe vremea lui Ștefan cel Mare. Nu mai putem difila cu 3.200 de primării, de unități administrativ teritoriale. Polona, țară dublă ca populație și suprafață, și-a înjumătățit în 1998. S-a întors la modelul interbelic de administrație, la voievodate, la plase, etc. Din 4.300 de UAT-uri a ajuns la 1.700 de unități administrativ teritoriale și noi difilăm cu 3.200 de primării. Sunt comune, sunt 443 de comune care au sub 1.500 de locuitori, minimul prevăzut de lege.
Și cu toate astea, trebuie să dăm pomeni la mulți primari, mulți consilieri, multe amante, multe secretare. Vin alegerile. Sunt scheme supradimensionate în administrația publică locală. La fel în învățământ, unde vorba unei clase când vrea să scoatem proști cu diplomă, populația școlară s-a înjumătățit de la 5 milioane la 2 milioane jumate de elevi și studenți, dar la dascăl am redus cu câteva mii posturi. Și ai văzut gradul de pregătire al dascălor. 9.000 dintre ei nu au luat examenul de titularizare, adică note de 2 și 3. Ceea ce iarăși trage, pentru că sunt cei care formează generații de care vin după noi, care ele vor fi generațiile conducătoare, elitele României și sunt mulți agramați. Sănătate, la fel. An de an mai punem cât un miliard, un miliard jumate de euro, dar România este campioană absolută la mortalitate. Mortalitate infantilă cauzată de incidența bolilor cardiovasculare, de malpraxis, de infecții nosocomiale sau intraspitalicești și aici cu aproape 500 de spitale publice, încă vreo 188 private, 335.000 de bugetari în sistemul de sănătate publică și asistență socială, din care doar 32.000 sunt medici, adică a 10-a parte. Nu putem difila cu atât de multe sute de spitale care n-au din niciunele, n-au aparatură, n-au medici, n-au medicamente. Hai să avem 40 de spitale noi, nouțe, în fiecare reședință de județ, să punem la punct și să dezvoltăm și să finanțăm adecvat medicina ambulatorie, adică medicina de familie și medicina intervențională, și aici e bine pusă la punct. E vorba de SMURD. Sigur, mai e loc încă de dotare. SMUR la momentul ăsta și-a dezvoltat capabilități astfel încât poate să transporte în deplină siguranță atât acuții cât și cronicii la primul spital universitar sau județean. Deci iată că sunt foarte multe de făcut. Reforma constituțională sau instituțională, că vorbesc de o nouă regândire, redesenare arhitecturală, instituțională a României. Nu mai putem difila cu aproape 14.000 de ordonatori de credite. România are 13.897 de ordonatori de credite. Pe vremea lui Ceaușescu aveam 300. 14.000 de instituții, de agenții, de autorități. De ce vrei tu? De mulți plimbători de hârtie. Economia reală plânge după 1.000.000 de locuri de muncă. Și noi înghesuim statul mama răniților, pe toți unii și alții, să nu le mai zic și eu pe nume, la buget. Mă, înțeles să fie mama răniților statul în vremuri de criză, când îl luăm de pe drumuri. Dar când sunt 1.000.000 de locuri de muncă disponibile în privat, hai mă, să mai trimitem și în privat, să vadă cum se muncește cu adevărat. Acum vă așteptați ca această criză economică care vine peste noi să fie mult mai dură față de celelalte crize economice? Nu va fi mai dură decât cea din 2009-2010, pentru că atunci chiar că... Asigur, dintr-o anumită perspectivă stăm chiar mai prost. Atunci datoria României era sub 50 de miliarde de euro, iată că am depășit acum 103 miliarde de euro. Chiar și la 103 miliarde de euro o să spună unii, da mă, stăm bine. Da, stăm bine comparativ cu media la nivel european, care de 83% din PIB-ul european. La noi e 34,8, punem rău tu 35% din PIB, deci încă e loc, putem să o dublăm. Dar oare face sens? Ne-am împrumutat cu 100 de miliarde de euro ca să ce? Să plătim salarii nemuncite, ajutoare sociale, ajutoare de handicap exagerate. Adică am ajuns în sectorul bugetar, în sectorul public, să plătim mai bine, să retribuim mai bine munca decât în privat. Și dau tot timpul exemplu, adică un 701 euro în sectorul public versus salariul mediu brut versus 534 de euro în sectorul privat. E o anomalie. Suntem singura țară în care forța de muncă migrează din privat, chiar de șpagă, ca să fie angajat la stat. Că la stat ai trai pe vătrai, statul e un prost angajator, plătește bine și nu cere mult. La schimb, oriceea ce spun eu aici ca schimbare de paradigmă și o schimbare de mental. Și în primul rând, raportul dintre angajator, stat și salariat. Măi, angajarea, retribuirea și promovarea să se facă ca și în privat, pe criterii de eficiență și de competență. E foarte multă mediocritate, obtuzitate în sistemul public. Toți sunt cu frâna trasă, toți comod, multe cafele, pauze de masă, concedii medicale, etc. Lasă-mă și mâine, o zi putem face și mâine. Sunt mulți împietriți în instituții, în ministeri, cunosc eu trei directori din Ministerul Sănătății, care sunt din 1990, respectiv din 1991, tot directori, de 30 de ani, aceiași directori. De-aia se moare cu zile în spitalele patrie, pentru că e nevoie de sânge proaspăt, de abordări noi, de mentalități noi.
Și actul medical în sine, să știi că s-a transformat teribil în ultimii 30 de ani. Vorbim de alte circuite, alte fluxuri medicale, alte abordări, chiar și din punct de vedere chirurgical sau din punct de vedere al modalității de tratament. Deci e nevoie de o reformă radicală, de o reformă profundă și în cele trei mari sisteme publice, administrație, învățământ, sănătate și în ceea ce privește reconfigurarea arhitecturii instituționale. Avem prea multe instituții, trebuie iar să, dacă tot ne place să ne ducem la popor să-l întrebăm, hai să tăiem o dată coada la pisică și cu această anomalie constituțională și instituțională numită președinția României. Sau, de fapt, tipul de republică, mai constituțional spus. Difilăm cu această struțocămilă care generează doar conflicte interminabile între cei doi chireași de la Palatul Victoria și Cotroceni, câtă vreme, constituțional, puterea executivă este bicefală. Avem doi deținători. Și cum ar trebui să fie abordarea? Ori pe model american, o republică prezidențială în care președintele e jupân și astea ne încolonăm în spatele Iohannis și dăm onorul sau cine o fi, Bana sau Dăncilă, eu tind să cred că românii mai degrabă construit pe calapod rusesc decât un calapod latin-occidental și ne avem nevoie în continuare și suntem nostalgici de un tătuc care să ne dea ora exactă, să ne spună ce avem de făcut și cum avem mai bine de făcut. Asta și la americani. Sau dacă într-adevăr avem cultură civică, băi, modelul german sau britanic, în care primul ministru e jupân, președintele respectiv monarh e de poză, de pus în poză, de dat autografe și cam asta e un rol decorativ. Dar lucrul ăsta trebuie tranșat. Altminte ai văzut, pe Iohannis tot timpul cu bățul prin gardă, demonizarea, partizanatul politic, care este inadmisibil chiar și pe actuala Constituție, pentru că un președinte ales odată ce depune jurământul, el trebuie să dea dovadă de neutralitate și imparțialitate, să fie un președinte al tuturor românilor și nu doar al unor grupuri de interese sau grupuri ideologice. Eu sper să apuc vremea, că deja am o vârstă, să avem un astfel de președinte, că noi de vreo 15 ani doar un astfel de președinte avem, conflictual, un președinte care nu unește, un președinte care dezbină. Avem nevoie de un președinte care să reconcilieze societatea, care să-i aducă, să-i pună la oaltă pe toți fiii și fiicele națiunii, să lucreze și să slujească interesul public, interesul național. Spuneți de un președinte apolitic? Nu, președinte apolitic, un președinte e chestie din asta. Asta, președintele nu are cum să fie apolitic, nu e mai ca Tereza. Evident că e politic. Și Iohannis, ai văzut ca candidat de pe listă pentru unui că e partid, foarte a fost greu președinte de partid? Evident că da. Având hai susținerea unui adică partid, acum, bun, avem un independent, Chiprule, Mircea Diaconu, care ia, vine să zice... Dar și el este susținut de două el, ca partide. Independent, da, susținut deja, iată, de o alianță, de două partide, ALDE și Pro-România. Acum, sigur, putem discuta și aici. Nu cred în candidatura, o candidatură neserioasă lui Mircea Diaconu. Din el n-a rupt gura târgul, nici ca actor, nu e un Amza Pelea, un Dem Rădulescu, Caramitru sau indiferent monștri sacri ai cinematografiei românești, dar ca un politic la fel de șters a fost. Acum, aici e Leapșa lui Tăriceanu, sigur e un dinozaur politic de 30 de ani și am zis, e cazul ca toți acei care au stat deja prea mult la butoane și unii, iată, că stau de 30 de ani, care au devenit deja toxici să facă un pas în spate. Și lumea este sătulă de astfel de personaj motiv. Asta este explicația și nu alta. Cu avântul ăsta revoluționar, cu făt frumos care crește într-o zi precum alții în șapte, numit USR și prezidențiabilul Dan Barna, care va asigura o surpriză. Din punctul meu de vedere va câștiga președinția Dan Barna. Dan Barna? Da, pentru că pe vedeți, ce vă bazați? Dan Barna e un făt frumos care vine pe harap alb și zice, băi, neprihănit, nu prea are vulnerabilități, n-ai de unde să-l apuci, pentru că, tocmai, asta spun, societatea s-a săturat de acest stereotip. De acești politicieni care s-au conservat, care s-au adaptat, care s-au transformat pe principiul aceeași mărie cu altă pălărie la fiecare ciclu electoral, s-au reinventat, dar nu pe fond, ci doar pe formă. Și nu poți să păcălești la infinit. Sigur, nu avem cultura civică a țărilor occidentale, Italia, Franța, Marea Britanie, Germania, dar de bine, de rău, iată, exersăm și noi democrația asta. Chiar dacă nu deplin funcțională și deplin perfectă și atât de originală democrația românească și mai venim iarăși, mai avem o genă încă 100 de ani de democrație parlamentară. Ne-am trezit și noi în al 12-lea aceea să sancționăm genul ăsta de
de atitudine și de discurs politic. Pentru că, vezi tu, votul e un vot negativ și un vot negativ nu doar la adresa PSD, chiar în egală măsură și la adresa PNL. Pentru că ambele partide au cultivat în ăștia 30 de ani acela status quo, caracterizat prin populism, prin demagogie, prin corupție, prin clientelism politic, prin mediocritate. Și vin băieții ăștia neprihăniți și o vedea. Dacă într-adevăr, una, pot să accept că sunt neprihăniți, deși nu e nimeni curat. Vorba lui Stanley, bă, nu sunt oameni nevinovați. Încă nu ne-am ocupat de toți, că așa le găsim la toți câte un schelet în dulap. Dar cel puțin sunt noi. Românii în general s-au setat, bă, tot cu ăștia, hai să mai încercăm și cu ăștia de la USR. Și om vedea cum a fost și tentativa lui Dan Deaconescu, că ai văzut că era treia forță în Parlamentul țării. Ne-am lămurit după 4 ani de zile și au dispărut în neant. Asta riscă și USR-ul. Și am discutat acum vreo câteva zile și cu Dan Barna vreo 2 ore jumate și le-am spus că ăsta e pericol. Ei sunt pe val, o să capitalizeze foarte mult cu condiția să și deschidă partidul. Ei sunt o mână de oameni, acolo 100 de oameni. Bă, USR-ul trebuie transformat într-un partid de mase, într-un partid de 100-200 de mii de militanți, de activiști, de cotizanți, de plătitori de cotizație, pentru că cotizația te responsabilizează, te obligă, nu doar așa. Asta e o caracteristică. În România nimeni nu plătește cotizație la partid. Bă, atunci lasă-te, nu mai face politică. Bun, în condițiile în care Barna, leadership USR-ului, poate să aducă personalități, în special din zona antreprenorială, din zona economiei, e nevoie în România de un partid care să se identifice cu clasa antreprenorială, care să susțină capitalul românesc. USR-ul trebuie să se dezbare de această etichetă de oameni de corporatiști, de oameni multinaționali. Avem nevoie, în egală măsură, și de know-how multinațional, în primul rând de banii lor, dar în egală măsură trebuie să susținem și capitalul românesc, pentru că în vremuri de răstriște, în vremuri de criză, capitalul românesc rămâne aici, în România, și asigură locuri de muncă și bani la bugetul de stat. Capitalul străin, ai văzut că e foarte fluid, ai văzut exemplul rezidenților, care în primele 6 luni anul ăsta au golit conturile din România, aproape 2 miliarde de euro. În fine, asta e resortul care va împinge în față USR-ul. De ce? Pentru că PNL și PSD deopotrivă au fost două partide care au dezvoltat cum să spun, o anumită opacitate și au fost surzi la vocea poporului, adică au dat dovadă de autism care le-a cerut, nu de ieri, de azi, să se primenească, să se reformeze, să se modernizeze, să fie în tren cu noile evoluții și dinamici sociale și economice. Și-au refuzat reforma. Vezi că și în PSD și în PNL, aceleași fosile de 30 de ani, bă, e nevoie de oameni tineri, tineri nu însemnând de 20 de ani, că sunt mulți și la PNL și la PSD, nici n-au ieșit bine, li s-a uscat cașul de la gură și deja sunt parlamentari și unii miniștri. Oameni tineri sunt în 30, 40, 50 de ani. Oameni integri din punct de vedere moral, dar oameni care au în spate nu doar o diplomă și un carnet de partid și niște fapte de arme. Oameni care au și făcut ceva. Și atunci e evident că câtă vreme nici PSD, nici PNL nu au venit cu această schimbare atât de necesară și de dorită, profită USR. Și acum m-ai întrebat, Barna, președinte, Barna, președinte, pentru că dacă ajunge în turul 2 și iată că ultimele evoluții Iohannis, cu Klaus Iohannis, Iohannis e istorie. Candidatura lui Mircea Diaconu îi profită atenție lui Dan Barna, îl încurcă pe Iohannis și o scoate aproape din joc pe Viorica Dăncilă. Pentru că Mircea Diaconu va lua voturi din bazinul electoral PSD. Știi o vorbă la românii. Pe cine îl lasă moară, nu te lasă să trăiești. Mircea Diaconu a fost făcut europarlamentar și a luat, iată, voi a scris în presă aproape 1 milion de euro, n-am o problemă de la Parlamentul European pe voturile PSD. Călin Popescu Tăricianu și Vosganian, cei care au trădat alianța cu PSD, au fost salvați recent. Tot de PSD, care au votat împotriva cererii de DNA de ridicarea imunității. Pentru că ai văzut, procurorii DNA, dacă să le dăm crezare, îl cercetează pe Tăricianu pentru un mizilire și pagă de vreo 100.000 de euro. Surprinzător, pentru că totuși un om politic de 30 de ani, cum a putut să ia așa o leapșă de la colegul meu, de la Victor Ponta, pentru că ai văzut, el a plecat într-o nebuloasă, și-a pierdut orice funcție. Ai văzut, mai e președinte al Alianței Norica Nicolai cu Sorin Câmpeanu, deci practic e istorie. În curând își va da demisia și de la Senat, pensionar. Ori nici nu, e normal, pentru că
funcția asta și la al doilea mandat de președinte al Senatului dintotdeauna. În ultimii, din 2012, de 7 ani, e o funcție care aparține PSD-ului. Dar PSD-ul i-a cedat-o și în 2012 și în 2016 lui Tăriceanu. Nici nu poți avea ambiția și tupeul să nominalizezi candidatul la prezidențial din partea unui partid de lider de 4%, câtă vreme celălalt aliat din care asigură majoritatea parlamentară și guvernamentală e un partid de structură de 24-25%, adică e o chestie de aritmetică simplă. Dar să revenim, Mircea Deaconu s-ar putea să o încurce foarte tare pe Viorica Dăncilă și atunci în final să-l vedem pe Iohannis cu Dan Barna. Diferența fundamentală în câteva cuvinte între Barna și Iohannis. Barna vine cu promisiunea că va face lucruri, pe când Iohannis vine cu certitudinea că n-a făcut nimic într-un mandat de 5 ani. Ori lucrul ăsta este evident pentru toată lumea. Băi, ai avut 5 ani de zile, ce să mai cauți? Vezi iarăși un paradox al politicii românești. Sunt foarte mulți care sunt la al treilea, al patrulea, al cinciulea mandat. Noi atât de prost suntem, bă, nu rup gura târgului din primul mandat, dar ce dracu ți-l mai dăm pe al doilea? Dar noi în continuare, vine, ne mai păcălește, schimbă, se mai dă cu ruj, mai pune o perucă, mai nu știu ce își face, schimbă fusta sau izmenele, gata, mi-e alt, nu, s-a reinventat, nu mai e Tăriceanu, nu mai e Sărescu, nu mai e Andronescu la educație, ca exemple pot continua. Hai să fim și noi realiști, adică, bă, frate, te-am onorat, ți-am dat putere, ți-am dat legitimitatea funcției, fă, bă, lucruri, nu faci în primul mandat, du-te mai acasă. Dar la noi va veni văzut, la noi, factura, fără număr, să fără înțeleg număr, fără număr. Celor 5 ani pentru Claus Iohannis. Deci, asta va fi marea revelație pentru toți alegătorii. Dan Barna e un băiat tânăr, la spre 40 de ani, n-are vulnerabilități, vorbește cât de cât, vorbește mai bine liber decât Iohannis și sigur mai bine indiscutabil decât Viorica Dăncilă, dar are acest aer al prospețimii, e fresh. Și poate, bă, totdeauna când, bă, să vezi, eu o să fac, să hai mă, să trești pe ăsta, că pe ăsta încă nu l-am văzut la fapte, pe când pe Iohannis 5 ani de zile doar bățul prin gard. Sigur, o să iasă și astăzi președintele tuturor românilor, la ora 6 face declarație. Să iară să arunce culături în PSD. Bă, ar trebui să se mai gândească. Pentru că PSD, dacă are simțul ridicolului, ar trebui să reacționeze. 5 ani de zile a îndurat. N-a fost un președinte, care, nici măcar Băsescu, e mic copil, care să demonizeze, să umilească mai mult leadership-ul PSD și tot activul de partid deopotrivă. PSD are opțiunea nucleară și făcându-și socotelile la rece și dând dovadă de un pragmatism dus la extrem, bă, are Viorica Dăncilă șanse. Prea are în actuala conjunctură. E foarte bine dacă continuă și mai ales că o să vezi, o să tergiverseze Iohannis și cu remaniera și cu interimarii la guvernele care, portofoliile care s-au vacantat, o să bage bețe în roate. Băi, foarte bine, Viorica Dăncilă să retrage. Să retrage din cursa pentru Cotroceni și chiar poate să susțină PSD-ul pe Dan Barna. În momentul ăla Dan Barna e în turul 2 și evident în turul 2 Dan Barna îl trimite înapoi la Sibiu pe Iohannis. Pentru că chiar și fără astfel de strategie, dacă, fără să se retragă Viorica Dăncilă, să admitem că nu intră în turul 2, dar evident că foarte mulți membri simpatizanți ai PSD-ului în turul 2 ne îndemnați de la spate de nimeni. Se vor duce cu două mâini să pună ștampila pe Barna. Pentru că Barna de bine de rău nu i-a luat la șuturi cât i-a luat Iohannis în ăștia 5 ani de zile. Deci trebuie să fie foarte atent Iohannis. Sigur, Iohannis astăzi detașat și am spus-o de ani de zile că pleacă cu prima șansă pentru că e președinte în exercițiu. Și e undeva pe la un 30-35-40% cotă de încredere și el alții undeva sub 20% și Dăncilă și Barna. Dar campania dar mai electorală de parte, întotdeauna ne aduce surprize și aici diferența o va face acel candidat care va reuși să genereze, să stănească iarăși un val de empatie și de emoții. Totul se joacă la emoții și sigur că e acel vot negativ pe care îl exercită românul de 30 de ani. Și votul negativ nu va fi doar împotriva PSD și împotriva PNR și împotriva lui Iohannis. Bă, ne-am săturat de ăștia să vină și alții. Nume noi, fețe noi. Și vom vedea după aia, peste 4 ani, dacă ne facem sepucul, că suntem prost sau îi aruncăm, îi dăm la lei. Da. Vom trăi și vom vedea.
Domnule Remus Borza, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc.